O ajută. Dacă vrei, îți faci și descurcă. Și eu nu am ajutor. Salutare, prieteni! Sâmbătă, foarte cald afară, de vreme numai bună de filmat episodul 3 din Meet the Photographer. Și astăzi este un episod mai special, deoarece sunt alături de Andra. Bună! O să facem ceva pe insula Mori. Ea a fost cu ideea să venim aici. Am vorbit și cu Diana sau Elena, cum preferă? Elena. Cu Elena să pozăm aici pe insula Mori. O să avem niște ținute destul de faine, niște rochițe parcă, nu? Da. Și o să ne cam lungim pe aici, deoarece acum e foarte puternic soarele și noi dorim să prindem apusul. Dar până una alta, hai să o cunoaștem pe Andra. Andra, spune-ne despre tine, unde te găsim? Pe Instagram sunt Andra Victoria Photography. Mai ai și alte pagini? Și pe Facebook la fel. Site? Nu, încă nu. Andra are poze destul de faine, altfel am căutat-o pe Instagram, bine, am găsit-o prin intermediul lui Răzvan sau cum ne-am, nu mai țin exact cum ne-am. Nici eu nu mai știu exact, cred că prin Răzvan Bărcan, dar... Da, o să fie și el alături de noi astăzi, o să fie o victimă colaterală a ceea ce va urma aici. Am înțeles că ea vrea să facă ceva cu lumini, eu am venit... Da, o să ne fie ajutor, Răzvan. Eu am cam venit nepregătit astăzi, am venit doar cu camera și cu GoPro-ul ăsta pe care îl folosesc să filmez. Și, da, nu-i problemă, că mai trecem și noi cu mie, au venit vorbiți cu poziții și cu toate alea cu ținute. O să folosim și noi ce au și ei pe acolo și nu cred că o să fie asta o problemă. Nici de cum. Nici de cum, dar ea vezi că e supărat acum, că zice că nu-i corect. Bun, Andra, spune-ne... Cum îți alegi modelele cu care ești la pozat? Păi, în funcție de ideile pe care le am, ori am ideea și încerc să găsesc persoana potrivită care se mulează pentru idee, ori dacă nu și văd pe cineva și încerc să-mi construiesc ideea după persoană. Depinde. Cum ți se par acum modelele, că tot vorbeam mai devreme cu Răzvan? Ți se par mai ușor abordabile acum, mai greu abordabile? Pentru că, uite, din experiență știu că înainte cam toată lumea voia la poze. Acum a început să lumea să fie la modul meu, că costă, că nu știu ce, că... Da, sunt zone și zone. Ori sunt persoane ușor abordabile, care vor să iasă la poze, exact cum ai spus și tu, sau dacă sunt din zona mai profi, să spunem așa, într-adevăr, abordarea devine puțin mai grea și trebuie să ai o idee foarte bună sau să le pui în valoare sau încât să iasă la poze. Tu mi-ai văzut vlogul până acum, nu? Da, și despre ce este vorba. Și ce spui, vrei să mergem pe ideea asta de o să ne alegem să facem 3 runde, la modul eu o să aleg o locație de pe această insulă și tu alegi tot la fel o locație și după o să comparăm pozele între noi, lumea va vota pe Instagram, nu știu dacă ai văzut zilele trecute, am făcut eu un poll pe Instagram și mă gândeam să facem și un bonusin, acum că e Răzvan, mă gândeam să-l punem pe el să ne aleagă bonusinul. Da, ce zici? Face, putem. Bun, ai ceva idei de început? Pe unde vrei tu să mergem? Da, am câteva idei, o să vedem așa, în funcție de lumină și de ce locații găsim pe aici, dar da, am. La ce te gândești așa ca prima idee, dacă ne dai un... Nu știu dacă o să dezvălui. Mă gândeam că poți să te trag de limba în vedere că voi ați venit vorbit și eu sunt aici cumva și nici n-am mai fost pe insula Mori și deși sunt în București de 6 ani. Cu prilejul să descoperi locuri noi și oameni noi. Dar aia e omul că trăiește, învață și descoperă. Păi bun, noi atunci o să ne îndreptăm către Elena, sau cum ai zis că prefer, da, Diana, Elena. Sau Elena și Răzvan. Și vom reveni de la prima locație aleasă de noi. Partea bună e că Răzvan o să ne ajute cu filmarea, deci nu o să mai trebuiască să-mi amurțească umorul like cum e acum. Și va fi asta, îi mulțumim lui Răzvan. Răzvan, știu că tu nu ne auzi acum, o să ne vezi pe final, pe finalul clipului. Dar îți mulțumim. Și eu și Andra. Revenim imediat. Pa, pa. Domnul Răzvan, ce? Mă, dacă mă supărați. Pregătim al doilea soare. Deci eu am normal. Pregătim. Dacă vă supărați, vă cred capul. Deja am început cu amenințări, nu e bine. Culme, vine din Berceni. Nu fi rău. Ia spune-ne, Elena, despre tine, dacă tot am început cu... Pe ce să vă spune? Unde te găsește lumea? Păi pe Instagram Aron Daniela Elena și pe Facebook Daniela Elena. De ce faci poze? Este o pasiune de-a mea, am început acum 5 ani și îmi place foarte, foarte, foarte mult să fac diverse cadre, shooting-uri. Ești pregătită? Nu.
De ce râzi, Anta? Știu că de ce râzi? Știu că e pregătită și nu vrea să o spună. Ești pregătită? Să zice. Ești pregătită? Eu? Întotdeauna. Cum nu? Ia. A zis eu. Eu? Întotdeauna. Nu, mai eu nu sunt pregătit. Ce faci aici, Răzvan? Eu setez blitzul să fie pe post de... Poftim? Trigger. Ce faci? Eu setez blitzul. O ajută. Și eu nu am ajutor. Andra, de ce vine cu ajutor? De ce nu? Vreau să trișez. Am început, Elena s-a schimbat, ea e pregătită, a început să aibă emoții. El, era prietenul meu, primul episod, aparent a venit aici, mi ajută concurența, mi ajută cu tare, cu blitzuri, eu, asta, nu e problemă, recuperă. A început să mă panichez că au venit vorbiți, totul, tehnică, acolo, aparatură, e... Și uite-te și tu la Andra, ce părere ai despre această mică... Este o mică problemă, să rezolv. S-a produs o extorsiune. Răzvan, tu ce părere ai? Nicio de cu virgulă, nu? Nu scris. Așa că, dacă noi tot stăm degeaba și o să profităm de Elena, ai zis, nu Daniela sau Diana. Nu mai suport! Așa, s-a auzit asta pe cameră? Bun, fii atent. Noi o să începem să facem treabă, pentru că pierdem timpul și așa Andra e... Andra e în pierdere. Andra e în pierdere. Cerem acordul acum, Andra, dai voie să încep eu primul? Încep eu primul? Bine. Acțiune! Acțiune, începem cu Elena. Deci Elena, ce ți-am zis, da? Banii după filmări și toate astea și oricum regia e făcută. A fost ceva spontan, m-am apucat eu, dar ne adaptăm și vom depăși situația asta, așa că e deja au început treaba. Ia uite aici. Jap. Să-i dăm o mână. Da. Îi dăm două? Și un băt. De var sau? Nu-i corect. Hai bă, să-ți fac una. Ia stai așa. Ia stai acolo cum nu-mi place că nu-i zis. Trei! Am ales a doua locație. Hai să-mi fac și eu. Aia, zic, e o lumină foarte frumoasă aici. Păi am și de făcut poze aici, nu? Păi, haide! Vă bat! Vino, coboară mai întâi, vreau să-i cap undeva pe aici. A few moments later. Bun, din motive personale, neimpersonale, tehnice, netehnice, cam ăsta a fost episodul 3, cam scurt, nu știu eu, nu știu dacă o să am toate pozele, de aici o să postez pozele mele și nu uitați să dai un subscribe și revenim la următorul episod, revenim, pa, pa!